Ia gândește-te. Să răzbună iepurașul pe Iisus Hristos de Paște? Pentru că hai să recapitulăm. Vă zic că când e iarnă, e frig, e ger, tu ce faci? Iei mau iepurașului. Cam colind, nu? Fratele lui nu uită asta. Păi ce, se poate uita așa ceva? Sau poate chiar mai rău. Poate că e chiar iepurașul reîncarnat în fratele lui. Și acum, gata, s-a hotărât să se răzbune. Și atunci vine întrebarea. Se răzbună sau nu iepurașul pe Iisus Hristos de Paște?